crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. Sunt în live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Luca, zâmbește la cameră, te rog. Și am văzut că era inteligent. De fiecare dată la Dublu sau Nimic, când se dă drumul la live-ul ăsta, mă simt ca aia din comisia Lotto de pe vremuri. Iar avem și pe străiți. Da, da. Cenzorul nostru este domnul Vlad, domnul Petreanu, în dimineața zilei. În dimineața? Verificatorul. Dar nu, de ce dai pe mine? Că trebuie tu să fii un vinovat. Care verifică. Da. Bine. Mulțumim pentru că v-ați înscris la concursul nostru. Aveți o șansă în fiecare dimineață să câștigați, uite, de exemplu, astăzi 800 de euro. Tudor din Târgu Mureș e deja cu noi. Bună dimineața, Tudor! Salut, Tudor! Bună dimineața, bună dimineața! Ce norocos ești! M-am înscris la toate concursurile, nu credeam că o să fiu sunat, dar... E, uite, ai început bine, să știi că, în general, oamenii care au spus că nu credeau că vor fi sunați au câștigat ceva. Sperăm, iar tu ai partea și de ediția inaugurală, care are, bineînțeles, întrebări ceva mai accesibile. Ești ascultător de deșteptarea? Ne urmărești? Da. Întrebările sunt din domenii care ne frământă pe noi, în general, mai ales în ultimele luni. Așadar, ar trebui să nu ai probleme cap-coadă cu întrebările astea. Tudor, cu ce te ocupi? Zine câte ceva despre tine, să te cunoască ascultătorii. Am 24 de ani, sunt inginer. Ce mai fac ingineri așa tineri? Sunt inginer pentru și gaze. Oho, ești la fix. Să ne lași și un număr de telefon, că cine știe. Păi, felicită. Ai ales un domeniu bun. Ai fost inspirat. Da, foarte vesel Tudor în dimineața asta. Sper să plece Tudor la fel de vesel. Dacă știi ce emoții am. Are mai puține emoții decât Luca, Tudor. Pentru că vezi, Tudor, îi spui, aveți numărul meu de telefon. Și Luca, să ne lași numărul de telefon. Păi îl aveți, nu m-ați sunat. Păi n-am voie, păi tipi, trebuie să-l dea el de bună voie. De bună voie și nesilit de nimeni l-a dat. Tudor, 6 secunde ai, da? Da. Știi bine cum se desfășoară jocul. După ce răspunzi corect, tu te hotărăști dacă mergi mai departe sau te oprești. Ai ceva planuri pentru banii de azi, la cât vrei să... spre cât vrei să mergi? Așa, cam la 400 de euro, mă gândeam. Ai fi serios, te duci până la capăt, petrol și gaze, ce vorbim? Dacă ai ajuns până acolo. Bine, hai să vedem. 100, 200, 400 și 800 de euro în dimineața asta. Eu zic să-i dăm bătaie doar când ești tu pregătit. Ești gata? Gata. Dar nu, da. Ești singur, ești acasă? Nu, la birou cu colegii. Câți colegi? 2. Foarte bun. Te aud? Adică aud întrebările? Aud. Auzi? Bun. Salut, colegii! Neața colegilor! Pe ce sunt specializați colegii? Și tot pe acest domeniu. Și tot așa, tineri? Da, aproximativ, da. Da, unul e mai bătrân, are vreo 32. Exact. Mâine fac 33, azi am 32. Mulți înainte, bravo. La mulți ani. Da, salutăm și maturitatea. Mâine împlinește colega la 33 de ani. Da, gata, face bine. Cinste. Hai să începem. 100 de euro. Tudor, pentru 100 de euro, o întrebare din domeniu care ne macină de mai bine de 10 ani. Spune-ne câte calorii are o jumătate de litru de apă plată? Zero calorii. Să știi că noi aici la deșteptarea ne punem problema că poate nu e chiar adevărat. Am băut foarte multă apă plată și rezultatele dar tot degeaba n-au apărut. Bem în general 2 litri de apă, deci nu jumătate de litru. Cred că aici greșim. Eu încă mai caut ceva cu calorii negative. Bun asta. Știi? Orice. Ulei de motor. Mă, orice, dar să dea puțin contorul înapoi. Bravo, Tudor, ai început cu drept. Mulțumesc frumos. Cred că berea cu pepene are calorii. Trebuie să continuăm așa. Asta cred că e cu calorii negative. Dacă pui și iaurt... Bere cu pepene și cu iaurt, toate reci. Cred că treci pe negativ rapid. Haide să nu mergem în zona asta. Tudor, mergem la 200 de euro ca să scăpăm de bere cu pepene.
Da, merge mai departe. E sigur, da? E sigur. O să te și oprești, iei 100 de euro și îți vezi de ale tale. De merge mai departe, da. Mergem în păci, nimeni de idei. Hai tu, Dorin. 200 de euro. Facem treabă în dimineața asta. E păcat să ai oportunitatea de a fi primul participant al sezonului și să nu mergi până la capăt. Serios. Ai și tu dreptate. Tudor și colegii, din actualitatea asta nenorocită care ne frământă, cum îl cheamă pe ministrul de externe al Rusiei? Sergei Lavrov. Ai răspuns la timp. La limita limitelor. Da, 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 ai răspuns exact când... Când se încheiau cele 6 secunde. Știam, știam, dar îmi stătea... A ținut în suspans. Dar e sigur că Lavrov e la externe? Sincer, da, sunt sigur, deci... Nu, da. La, nu la interne? E sigur, sigur? Sunt sigur. Da. Ne-ai dat emoții cu răspunsul ăsta așa, pe ultimele secunde. Se mai întâmplă să nu-ți vină. Hai, gata, ce să mai... Gata. 200, 200 bravo! De euro. Bravo, Tudore! Ai 200 de euro, putem face 4, uite, repede, repejor. Acum. Ia uite, domnule, scrie răspuns corect și pe Facebook. Așa a scris, răspuns corect. Mai ai două întrebări ca să faci... Două întrebări, da. Ce facem, Tudore? Sincer. Am dat un puțin timp de gândire. Vrei să te gândești? Da, gândește-te că, uite, eu primesc mesaje că țelina are calorii negative, iar altcineva zice că și varza. Ce? Da. E foarte bine că ai citit mesajul ăsta. Hai să facem o pauză ca să se gândească Tudor. Bine. Te gândești, Tudor, da? Cu cine? Cum îi cheamă pe colegii tăi? David și Oana. David și Oana, ia consultați-vă voi între voi acolo. La mulți ani pentru mâine, Oana. Și ne întoarcem imediat cu decizia lui Tudor. Trezește-te. E timpul să-ți începi ziua. I like humor in the morning. Deșteptarea la Europa FM. Tudor live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM cu dublu sau nimic. Tudor, mai ești? Da, cum să nu? Ai 200 de euro, ești la jumătatea concursului. Trebuie să ne spui dacă mergi mai departe sau te oprești la banii ăștia. Nu se oprește, mă. Mă opresc aici. Nu te oprești. Păi stai, ne-ai ținut atâtea minute ca să ne spui că te oprești? Ce inginer ești tu să poate așa ceva? Fii mai brav. Fii mai curajos. Sunteți trei ingineri acolo. Știi ce simple sunt întrebările azi? Acum, serios, știi ce simple sunt? Nu știi. Că nu vrei să le afli. Chiar n-am să regret. Haide, mă, că sunt chiar bune. Cum ți s-a părut jocul până acum? Cum se pare foarte rău. Ți s-a părut complicat? Da, și mâine merge mai departe. Am înțeles. Ideea e că, uite, de exemplu, mie mi se pare concursul mai ușor în a doua parte decât în da, prima. Da, serios. Mine m-ar fi încurcat mai mult prima parte a concursului, nu a doua. Acum depinde, na. Păi tu nu știi câte calorii sunt în nimic. De-aia e relevant asta. Dar uite, dă-i, nu știu, las-o pe Oana. Nu. E ziua ei. Abia mâine. Nu puteți să-mi dați un indiciu legat de întrebarea următoare. Nu se poate. Indiciu... Nu, asta e împotriva... V-a dat Luca la început un indiciu și uite, asta putem să-l, da, este să, să-l repetăm de lucrul ăsta. Sunt lucruri care ne frământă pe noi, da, în emisiune. Despre care vorbim la radio, adică nu e nimic. Și întrebarea asta se referă la ceva ce ne-a preocupat, mai ales în acest sezon. Când e ziua lui Mâine. Mă opresc aici. Ce trist. Bine, domnule, gata. Dacă te-ai oprit, asta 200 de euro, primul premiu, noul sezon dublu sau nimic în deșteptarea. Tudor din Târgu Mureș. Felicitări. Bravo, Tudore. Mulțumesc. Hai, să te bucur de ei. Zine, da. Se mai ieftinește gazul sau o luăm tot în sus? Cum o vezi? O altă perioadă, cred că tot în sus. Da. Peroada ne deranjează. Inginerul și analistul financiar Tudor. Tudor, uite, te întreb în consum și o întrebare asta mă macină pe mine. Da, o să ce facem. O să-ți adresez doar întrebarea a treia, a patra, pa. Nu o să afli niciodată. Mâine. Pentru experiența ta personală, a treia întrebare este... Știi că am fost la... în legătură practic directă cu ultimele campionate de șah. Am dezbătut mult aici. Și întrebarea este din acest sport al minții. Tudor,
mi-arată din regie că mai avem 10 secunde. Spune-ne câte pătrate albe și negre sunt în total pe o tablă de șah. 64? Păi vezi, mă, Tudore, că nu-ți plac banii. Când ți-am spus că ediție simplă de început de haubau. Lasă, asta e, să te bucuri de aia 200. Da, să iei asta ceva frumos. Să fii sănătos, să iei mâine oare o pizza, ceva, da? Da, 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 bineînțeles. Dacă aveți plăcerea să ne trimiteți și o poză cu voi din birou. Tip selfie? Un selfie-ul. Ar fi extraordinar. Bine. Bine. Da? Mulțumim! Deșteptarea. Wake up. Rise and shine. În fiecare dimineață la Europa FM.